Oricine își dorește să exprime ceea ce are mai bun în el însuși ajunge la un moment dat să aibă și anumite blocaje care pot sta în calea succesului. Însă important este să știm să le depășim. Ceraselă Rogen, coach transformațional, ne dezvăluie astăzi care este secretul din spatele celor mai bogați oameni ai lumii și cum ar trebui să gândim pentru a obține întotdeauna rezultatele pe care ni le dorim. Majoritatea dintre noi avem un moment în viață în care ne plângem și anume ne simțim blocați pe toate câmpurile, în toate ariile, în toate felurile, emoțional sau blocați în iubire sau că nu avem relație, dar mai ales și nu numai bărbații, mai ales când nu au cariera care și-o doresc, dar și noi femeile, bineînțeles că acum e epocă modernă, când nu avem succes ne simțim blocați. Dar haideți să vedem ce anume ne blochează și nu ne dăm seama, ce anume stă ca barieră între noi și banii pe care ne dorim, dar mai ales cariera și succesul pe care ne-l dorim. Și visăm și ne uităm în stânca și ne se pare că fiecare om e mult mai bun decât noi și câștigă mult mai ușor banii. Află că primul lucru, nu există noroc. Îl creezi în funcție de setul tău mental. Blocajul este setul mental și anume, ai învățat de la părinți, societate și școală, nu pot, nu-mi iese, banii sunt murdari, banii sunt ceva rău, banii schimbă omul, mai bine cinstit și sărac. Dar de ce nu mai bine bogat și cinstit? Că se poate. Sau de ce nu crezi că banii sunt foarte importanți doar ca să cumperi lucruri cu preț afișat? Nu avem nevoie să cumpărăm fericire și nici cu fericirea nu o depunem la bancă să cumpărăm casă. Deci nu au legătură toate aceste convingeri limitative. Unul dintre cele mai mari blocaje din viața noastră este cum gândim despre succes și despre bani. Dacă ne raportăm, eu merit, îmi iese, universul este abundent, sunt magnet pentru bani, mi-este ușor să câștig banii, banii vin ușor către mine și eu voi fi sigur un om de succes. Asta este un set mental sănătos, indiferent din ce familie vii, indiferent ce vârstă ai, indiferent ce sex ai, ca să poți să ai acea idee, ca să poți să ai acea inspirație, vedeți, toate sunt cu I, care înseamnă să umble pur și simplu oamenii cu banii după tine pentru că ai avut o idee extraordinară, înseamnă să gândești out of the box, adică în afara minții, să gândești ilogic. Asta înseamnă să ai succes. Racheta înainte să fie inventată, ce să vezi, a fost o idee ilogică. Smartphone-ul înainte să fie inventat, wow, cine ar fi crezut că de fapt e un computer mic în câțiva centimetri, da? Toate acestea au fost idei logice. Noi ce facem, suntem învățați să gândim logic. Logica, din punctul meu de vedere, este cel mai mare blocaj între tine și succes, pentru că atâta timp cât ești logic și crezi că poți obține logic mașina aia foarte scumpă sau avionul privat că nu e pentru tine, atunci poți să-ți dai seama că ești într-un blocaj emoțional și de gândire. Lucrează cu convingeri limitative, uită-te la un video inspirațional, vezi ce au făcut oamenii bogați, citește biografiile lor, dar mai ales curăță-te de toate convingerile limitative și începe de la cuvântul merit.